Bună ziua, dragi cititori, dragi iubitori ai cărții, din nou împreună la pastila de lectură în cadrul campaniei Lecturi Filozofice. Astăzi îl avem iar alături de noi pe domnul Adrian Niță, cercetător filozofic la Institutul de Filozofie, conferențiar universitar doctor, și vorbim despre o carte minunată. Este vorba despre religie și știință de Bertrand Russell. Vă arăt și la cameră o carte publicată în colecția Matesis a editurii Herald. Cum vă spuneam de fiecare dată în cadrul acestei campanii Lecturi Filozofice, intrând pe site-ul editurii Herald, www.editura-herald, găsiți texte fundamentale, texte filozofice, pe lângă colecția Cogito, o colecție consacrată pe lucrări filozofice. Ieri am vorbit despre o altă carte minunată a domnului profesor Ovidiu Morar în colecția Cultură și civilizație, o istorie a ateismului. Acum, în altă colecție, în colecția Matesis, Bertrand Russell, religie și știință. În această carte mereu actuală, Bertrand Russell, filosof, agnostic, matematician și renumit militant pentru pace, oferă un scurt, dar profund studiu al conflictelor dintre știință și religia tradițională din ultimii 400 de ani. Examinând cumva episoadele în care descoperirile științei s-au ciocnit cu doctrina creștină sau interpretările biblice ale epocii, de la Galileo Galilei și Revoluția Copernicană, Kepler, până la descoperirile medicale ale anesteziei și vaccinării, Bertrand Russell indică răsturnările și reevaluările constante ale sistemelor noastre de credințe de pe parcursul istoriei. Așadar, religie și știință, Bertrand Russell. Și prima întrebare pentru domnul profesor Adrian Niță: care sunt temeiurile conflictului dintre religie și știință în viziunea filozofului Bertrand Russell? Mulțumesc pentru invitație. Mai întâi, înainte de a vorbi de temeiuri, ce ai spus, faptul că Russell este adept al acestei poziții, și anume faptul că între știință și religie se află o opoziție, un conflict, un război deschis. În afară însă de această poziție, trebuie să subliniem, după cum bine spune în introducere profesorul Michael Ruse, faptul că există și alte poziții cu privire la relația dintre știință și religie, și anume separare, în sensul că cele două sunt diferite. E adevărat, nu pot să aibă legături între ele foarte multe, dar nu se află în conflict, nu se află în opoziție. Dialog, a treia, în sensul că între cele două este și trebuie să fie un dialog permanent. Și a patra, în sensul de integrare, adică de a se face în așa fel încât să folosim anumite elemente din știință, anumite elemente din religie, și să facem în așa fel încât omul să fie mai bun, să fie mai fericit, să fie mai moral. Trebuie spus faptul că Russell are poziția aceasta războinică, datorită, probabil, în primul rând, datorită faptului că el era mai agnostic, cum bine ați spus, avea o gândire liberă încă din tinerețe, cartea este scrisă în anii 30, deci începuse războiul, deci trebuie văzută și din acest punct de vedere al contextului istoric. O altă idee care trebuie subliniată aici cu privire la temeiuri este faptul că de foarte multe ori unele idei din știință contrazic ceea ce știm de la din cărțile de religie, sau și invers. De foarte multe ori ne izbim de aceste lucruri inclusiv în viața obișnuită. Alt temei ar fi cu privire la metodele diferite. Știința are anumite metode, anumite căi, se bazează pe observație, pe experiment, ai legi, ai calcule, orice om care cunoaște aparatul poate să refacă experiența respectivă și să ajungă la celălalt rezultat, pe când la religie lucrurile sunt mai subiective, mai personale, țin mai puțin de obiectivitate și de faptul că ajungem toți la același rezultat, mai degrabă am zice invers, că este strict individual acest demers. Deci nu e public, e privat.
Un alt temei ar fi acela că există în foarte multe situații, unele dintre aceste idei, fie că sunt din știință, fie că vin din religie, ne influențează foarte mult viața. Cu alte cuvinte, au legătură cu morala și cu activitatea practică. Și atunci când ele sunt convingeri, când ne influențează foarte mult, putem să avem la situații care, cel puțin în domeniul religiei, dau naștere la fanatism, dau naștere la extremism, dau naștere la misticism, dau naștere la obscurantism. Foarte multe lucruri care, în orice perioadă a timpului, sunt sigur că au fost, să spunem, rele, au fost negative, au fost încărcate cu foarte multe elemente negative. Ce aduce nou această carte, religie și știință, hai să spunem, în contextul vremurilor actuale? Cartea e o provocare și în anii 30 și acum, pentru că arată, fie că ești de partea lui Russell, fie că ești de partea opusă, indiferent pe ce poziție te afli, nu rămâi indiferent. Vei avea o poziție de spus. Cititorul va fi fie într-o parte, fie în alta. Fie va folosi anumite argumente, fie le va folosi pe celelalte, dar nu-l va lăsa indiferent. Mă gândesc acum la Zicala, dacă nu mă înșel, al lui André Malraux, care spunea că secolul 21 va fi religios sau nu va fi deloc. Da, asta ar fi mai degrabă, nu știu dacă religios, eu aș zice spiritual. Spiritual. Secolul 21 va fi al spiritului sau nu va fi deloc, am mai spus lucrul acesta. Iar asta se vede din carte foarte mult. Să zicem că o persoană care este mai apropiată de gândirea materialistă sau de gândirea agnostică sau chiar ateistă, poate să vadă că lucrurile sunt așa, dar parcă nu sunt, parcă le lipsește ceva. Adică argumentele rațiunii sunt puternice. Russell are în foarte multe cazuri dreptate să spună că, uite, în conflictul, ați dat exemple la început cu câteva capitole, să zicem Revoluția Copernicană. În contextul acela, în problema aceea, pe semne că a fost o mică victorie a științei. Dar nu trebuie uitat un lucru, că victoria aceasta a științei s-a răsfrânt și asupra vieții oamenilor și s-a răsfrânt inclusiv asupra religiei. Faptul că acum noi considerăm că soarele este în centru sistemului planetar, nu mai este pământul. Asta nu cred că împiedică să susțină teologii ideile pe care le susțin. Deci ideea asta a fost apoi îmbrățișată și de către teologi. Sau în ce privește evoluția. Aici, sigur, cu evoluționismul e de discutat, pentru că sunt teorii, să zic așa, în sensul concurente. Nu ar fi totuși o poziție între ele. Deci cine susține evoluționismul, n-are cum să susțină și creaționismul, și invers. Dar cele două, Russell vrea să spună că aici a câștigat știința. Dar e de discutat dacă a câștigat știința, pentru că, cel puțin din punctul acesta al acestei teorii, dar nu trebuie uitat că lucrurile sunt diferite din alte puncte de vedere. Evoluționismul, să ne gândim la evoluția vieții, da? ADN-ul, cum a evoluat, cum se trece de la o specie la alta, dar nu trebuie uitat că sistemul milioane de ani înainte de apariția sa. Victoria aceasta trebuie pusă în context, victoria științei de care vorbește Russell. Se mai vorbește de medicină, ați spus, suflet și corp, determinism, misticism, scopul cosmic, știință și etică e ultimul capitol. Iarăși e un aspect interesant pe care vreau să-l subliniez, relația cu etica. Cred că aduce nou această carte și din acest punct de vedere ceva, și anume nevoia noastră de etică, nevoia de bine. Sunt în conflict, da? După el, după rasă. Sunt în conflict știința și religia, dar trebuie puse în context etic. Trebuie văzut ce anume e bine.
în ce măsură ne aduce un lucru bun o poziție, în ce măsură ne aduce un lucru bun cealaltă poziție. Astfel încât e greu de spus în mod absolut. El face unele judecăți absolute în carte. E greu de spus în sens absolut ceva, pentru că altfel caz dintr-o extremă în alta. El uneori reușește performanța asta negativă, să cadă dintr-o extremă în alta, folosind rațiunea strict pe instrumente raționale, ajunge la poziția, exact poziția pe care o critică. De ce ați recomanda această carte deopotrivă celor preocupați de filozofie, dar și de religie? Sunt mai multe puncte de vedere sau mai multe, cum să spunem, mai multe argumente legate de acest aspect. Cred că unul dintre cele mai importante, în afară de ceea ce am spus mai înainte, deci dincolo de relația cu etica, arată câtă nevoie are omul secolului 21 de spirit și spiritualitate. El spune clar că rațiunea a cam sfârșit și a sfârșit gloanțele, nu mai poate să mai conducă omenirea în direcția în care a condus, să spunem, în secolul 17, secolul 18. Deci în perioada de vârf a modernității, și-a epuizat valențele constructive. Prin urmare, omenia are nevoie să treacă la un alt nivel. Iar acest nivel este cel al spiritului și al spiritualității. Mai ales, chiar acum, în plină pandemie, ne dăm seama cu toții câtă nevoie avem de spirit. Conflictul acesta dintre religie pe de o parte și știință pe de altă parte, îl simțim în această pandemie, dar ieșirea, după părerea mea, și de asta recomand cartea, este prin spirit și spiritualitate. Mulțumim foarte mult! A fost alături de noi domnul Adrian Dinu, cercetător științific la Institutul de Filozofie și conferențiar universitar doctor. Am vorbit despre o carte frumoasă și despre un mare filozof, Bertrand Russell, Religie și Știință, în colecția Matesis a editurii Herald. Această carte o puteți găsi în cadrul campaniei lecturi filozofice intrând pe site-ul editurii Herald, www.edituraherald.ro. Nu uitați, dragii noștri, și de târgul online de carte, cel mai mare târg online de carte, Elephant Fest, care se va desfășura până duminică pe 31 mai. Sunt așteptați peste 1 milion de cititori care să intre pe platforma Elephant și să acceseze cărțile respective. Și editura Herald este prezentă la acest târg chiar cu lansări, ceea ce facem și noi acum, emisiuni, rubrici, înregistrări de carte, evenimente culturale și cu foarte multe titluri, cu foarte multe noutăți. Îi mulțumim domnului Adrian Dinu că a fost alături de noi, Religie și Știință, Bertrand Russell, vă recomandăm această carte în colecția Matesis a editurii Herald. Noi ne dăm întâlnire data viitoare la o nouă ediție a Pastilei de Lectură. Până atunci, aveți o zi frumoasă și lectură plăcută. La revedere! La revedere! Lectură plăcută!